Minorii nu mai pot să apară în reclamele pentru produse alimentare, potrivit unei decizii CNA votate într-o ședință suplimentară. Cele două mari modificări importante sunt următoarele: propunerea pe care am susținut-o extrem de puternic și anume interzicerea apariției minorilor în reclamele la produsele alimentare, propunere care a fost adoptată, și două articole care clarifică statutul reclamelor la suplimentele alimentare, care sunt prezentate publicului ca posibile produse de tipul medicament care vindecă boli incurabile de altfel. Prin modificare, reclamele la suplimentele alimentare nu vor mai putea induce în eroare publicul și nu vor mai putea fi prezentate ca având efecte de tipul medicamentelor, a explicat Valentin Alexandru Jucan, membru CNA, conform news.ro. Printre modificările votate de membrii CNA se numără și altele. La mesajele de avertizare prevăzute, precum cele referitoare la evitarea excesului de sare, zahăr și grăsimi și la recomandarea consumului zilnic de minimum 2 litri de lichide, se adaugă două referitoare la faptul că părinții trebuie să petreacă cât mai mult timp alături de copii și la faptul că este importantă alăptarea copiilor în primul an de viață.